Salutare dragilor, mă aflu în jos barul Institutului Hipocrates. Este o încăpere imensă care este destinată doar sucului de iarbă de grâu. În spatele meu am un frigider mare plin cu iarbă de grâu și jus barul este deschis de dimineața de la 5:30 până la ora 11, asta ca noi, oaspeții care suntem aici, să avem timp să venim de minim 2 ori pe zi să ne facem sucul. E foarte important să ne facem noi sucul, pentru că sucul de iarbă de grâu este foarte instabil. După 20 de minute de la stoarcere pierde cam 80% din nutrienți. Și ăsta e motivul pentru care eu nu recomand pudra de iarbă de grâu. Foarte mulți oameni mă întreabă de pudra de iarbă de grâu care se găsește împachetată. Pudra de iarbă de grâu este, de fapt, fibra asta pe care o să vedeți că eu o să o arunc. Deci asta e fibra după ce am stors iarba de grâu. Eu o arunc pe asta. Ei o iau, o mărunțesc, o ambalează și asta e ceea ce vă vând. Deci are doar 1% efect. Nu vă recomand așa ceva. Aveți nevoie să beți suc de iarbă de grâu proaspăt. Îl faceți și îl beți imediat. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Directorii Institutului Hipocrates ne-au spus tuturor celor care suntem aici că dacă nu consumăm suc de iarbă de grâu, nu facem programul. Suntem în afara programului. E foarte important. Aici, la institut, este cea mai importantă terapie. Terapia cu suc de iarbă de grâu. Toată lumea bea suc de iarbă de grâu. Toată lumea. Și ne recomandă 60 de ml de 2 ori pe zi. Odată dimineața, pe stomacul gol, e foarte important și odată poate la prânz sau seara. Noi alegem, dar important e să fie pe stomacul gol și măcar jumătate de oră să nu consumăm nimic. Și vreau să vă zic două motive pentru care iubesc sucul de iarbă de grâu. Eu consum suc de iarbă de grâu de vreo 10 ani de zile și am hotărât că o să-l consum toată viața mea. Cele două mari motive pentru care îmi place foarte mult să consum suc de iarbă de grâu este pentru că, în primul rând, el detoxifică, curăță corpul nostru și apoi hrănește. Și o să vă explic. Nu există ceva mai detoxifiant ca sucul de iarbă de grâu. Este cel mai puternic detoxifiant din lume și credeți-mă că toți avem nevoie să ne detoxifiem corpul. Trăim într-un mediu poluat. Casa noastră este de 6 ori, aerul din casa noastră este de 6 ori mai poluat ca cel de afară. Gândiți-vă că în casă avem covoare care emană un gaz, pentru că majoritatea sunt din poliester, sunt colorate cu tot felul de chimicale, avem perdele, majoritatea sunt de poliester, același lucru se întâmplă. Pereți zugrăviți, colorați, și asta e chimic. Gândiți-vă la parchetul lăcuit, gândiți-vă la mobila care este tratată, tot în casa noastră este tratat și este. Deci de 6 ori și gândiți-vă la toate soluțiile de curățat care le avem în casă, cât de chimice sunt, deci aerul din casa noastră este de 6 ori mai poluat decât cel de afară. Toată lumea are nevoie de detoxifiere, inclusiv eu, chiar dacă mănânc sănătos, am nevoie de detoxifiere pentru că trăiesc în lumea asta toxică și am nevoie de detoxifiere. Al doilea lucru pentru care îmi place sucul de iarbă de grâu este pentru că ne hrănește. Credeți-mă că bolile apar din două cauze. Prima cauză este toxicitatea și asta rezolvă sucul de iarbă de grâu pentru că ne detoxifică. În momentul în care intră în corp, ea neutralizează aciditatea și începe să scoată metale grele, să curețe sângele. Asta face, deci curăță. Și apoi ea hrănește, pentru că este cea mai completă hrană de pe fața pământului. Cea mai completă hrană de pe fața pământului conține 98 din 110 elemente de care are nevoie corpul nostru, ea conține 98. Gândiți-vă că este cât de completă poate să fie hrana asta. Nu există ceva mai complet. E foarte important să ne hrănim corpul, pentru că dacă avem carențe în corp, pot să apară boli. Doar din cauza carențelor. Dacă ne lipsește o vitamină din corp, corpul se pierde echilibru corpului. Pur și simplu se pierde. Doar din cauza că ne lipsesc corpul nostru, are nevoie de toți nutrienții ca să funcționeze corect. Și sucul de iarbă de grâu e hrană completă. 60 de ml de suc de iarbă de grâu are valoarea nutrițională a 2,5 kg de legume verzi. 60 de ml.
O să vă arăt cât înseamnă 60 de mililitri. Toată lumea poate să consume suc de iarbă de grâu, inclusiv bebelușii cât o picătură. Femeile însărcinate, bătrânii, bolnavi, ea omoară, e chiar recomandată pentru oamenii care sunt bolnavi de cancer, pentru că omoară celulele canceroase. Gândiți-vă că chimioterapia omoară toate celulele. Sucul de iarbă de grâu omoară doar celulele canceroase. Previne cancerul, sucul de iarbă de grâu. Previne îmbătrânirea prematură. Ajută la înnegrirea firelor de păr, firele care s-au albit, reglează glicemia, are sute de beneficii, sute de beneficii. Și aș vrea să vă arăt în seara asta cum se face sucul de iarbă de grâu și care este cantitatea necesară. Atunci când o persoană începe să consume suc de iarbă de grâu, este foarte important să înceapă cu o cantitate foarte mică, adică 20 de mililitri recomand eu întotdeauna, și apoi să crească treptat până ajunge la 60 de mililitri de două ori pe zi. Vreau să vă arăt cum fac sucul de iarbă. Aici am un storcător prin presare la rece. Este foarte important să avem storcător prin presare la rece. Nu vom putea obține sucul de iarbă de grâu cu un storcător prin centrifugare. Deci avem nevoie de un storcător cu ax melcat, cu un ax sau cu două axe melcate. Pornesc storcătorul, o să facă puțin zgomot. Am introdus iarba. Și o să mă ajut puțin de împingătorul acesta. Dacă bem din prima, dacă consumăm din prima foarte mult suc de iarbă de grâu, e posibil să avem o stare de greață care trece în jumătate de oră, dar e posibil să se întâmple asta. Mai storc foarte puțin. Deci prima dată ați putea să luați cam cât o legătură de pătrunjel. Este perfect. Cam cât o legătură de pătrunjel cu un om care n-a consumat niciodată, cam asta e cantitatea ideală. O să vă arăt imediat. Deci un om care n-a consumat niciodată, cam atât ar trebui să consume. Sper că se vede. Asta e cantitatea. Aici sunt maxim 20 de mililitri. Și acum aș vrea să fac 60 de mililitri. Deci în momentul în care corpul nostru s-a obișnuit cu sucul de iarbă, putem deja să consumăm 60 de mililitri odată. În momentul în care corpul îl acceptă, e posibil la început să fie puțin mai greu, dar după aceea și e posibil să nu vă placă gustul. Am văzut oameni aici că preferă să stoarcă puțină lămâie în sucul de iarbă. Altcineva mi-a povestit în seara asta, o doamnă mi-a povestit în seara asta că ea bea sucul de iarbă de grâu și înainte să bea sucul de iarbă de grâu, să bea sucul de iarbă de grâu, își pune niște scorțișoară aici și bea sucul și apoi vine cu scorțișoara, zic că dă un gust incredibil. Sunt tot felul de metode. Acum o alegeți care este mai potrivită pentru voi. Asta este cantitatea potrivită. Aici am 60 de mililitri de suc de iarbă de grâu pe care o să beau, bineînțeles. Sucul de iarbă de grâu, să știți că se consumă și intern și extern, nu doar intern. Dacă aveți exeme, dacă aveți ciupituri de țânțari, dacă vă cade părul, puteți să vi-l puneți și în cap. Dacă aveți probleme cu ochii, puteți să puneți jumătate cantitate de apă filtrată într-o pipetă, jumătate suc de iarbă de grâu să vă turnați în ochi. Oamenii care sunt aici la institut, bolnavi de cancer, care au tumori externe, introduc pulpa după ce au stors sucul în sucul de iarbă și își pun pe tumori și stau o oră, două sau toată noaptea cu asta.
Asta e foarte important. Deci pulpa introdusă în suc. Deci puteți să faceți mult mai multe. Se pot face implanturi, ca un fel de clizme. În momentul în care intră în colonul nostru sucul de iarbă, corpul îl absoarbe și nu mai trece prin procesul de digestie. Trece direct în sânge și e foarte concentrat și foarte ok. Noi avem o venă care duce din colon direct la ficat și îl duce în câteva secunde la ficat. Cam atât despre sucul de iarbă de grâu. Sper că v-am convins să consumați minunea asta. Deci ce am eu aici sunt 2,5 kg și jumătate de legume verzi. Eu astăzi am băut un pahar și mai beau un pahar în seara asta, deci e ca și cum eu am consumat 5 kg de legume verzi. Doar atât. Îl dau peste gât și la revedere. Sunt unii oameni care reușesc să-l țină în gură, să-l plimbe. Mie nu-mi place, eu îl beau de 10 ani, dar încă nu-mi place. Foarte mulți oameni sunt aici cărora nu le place sucul de iarbă de grâu, dar îl beau, bineînțeles, și eu îl beau, chiar dacă nu-mi place. Sucul verde îl ador, dar sucul de iarbă de grâu nu-mi face așa mare plăcere, asta nu înseamnă că nu-l beau. Psihoterapeutul nostru de aici glumește și râde de noi și ne spune că atunci când intrăm în această încăpere cu sucul de iarbă de grâu, să intrăm dansând, e foarte important. Și dacă nu ne place, să nu le spunem și celorlalți. Deci e foarte important. Deci o să-l beau, e posibil să mă strâmb, dar îl beau. Nu contează. Eu de obicei țin un pahar cu apă lângă, beau sucul de iarbă și apoi beau apa. Are un gust foarte dulce și puternic de iarbă. Dar credeți-mă, pentru toate beneficiile pe care le are, merită. Mulțumesc, la revedere!